perspectiva agenției, perspectiva media, perspectiva clientului, chiar și perspectiva părinților. Dar, până la urmă, consumatorul final sunt copii și pentru că n-am chemat niciun copil care să ne explice aici, să ne deseneze despre ce e vorba, am chemat un reprezentant. Sabina este psihoterapeut și cred că îi va suplini cu succes. Eu lucrez cu copii pentru că sunt foarte tinerică, toată lumea zice că arăt foarte tânără și când am început eu să lucrez, am zis nu o să lucrez cu adulți pentru că nu o să mai ia nimeni în serios, așa că o să lucrez cu copii. Dar am descoperit că este mult mai greu să lucrez cu copii pentru că trebuie să lucrez cu părinții. Dacă nu lucrez cu copii, adică dacă nu lucrez cu părinții și cum spunea și Nadia, că dacă nu te adresez părinților, copiii pot să spună, da, vreau cu tare lucru, vreau cu tare lucru, dar părintele este în fond cel care decide, cel puțin până la o anumită vârstă, ce este mai bine pentru un copil. Și, de fapt, dacă iau în considerare mama mea, părinții întotdeauna știu ce este mai bine pentru copilul. Da, așa. Acum, când m-am gândit eu așa, eu nu am nicio legătură cu marketing, comunicare, nu mă pricep. Și am pregătit eu un PowerPoint foarte drăguț, am făcut research, să vin și să vă vând gogoși bufetarului, nu? Dar nu mă pricep, așa că nu o să zic nimic despre asta. Și mi-a plăcut foarte mult prezentarea Nadine, mi s-a părut foarte clară și apropo de nevoile copiilor, legat de nevoile copiilor în funcție de vârstă, în funcție de familia din care provin, pentru că dacă te adresezi, adică faci un spot pentru pilot și te gândești că o să ajungă, nu știu, în mediul rural, nu o să ai niciun rezultat. Pentru că acolo nevoile sunt cu totul altele. Și apropo de asta, să fac o paranteză. Am o fetiță de 7 ani care a venit cu mama. Mama a dus-o obligat, forțat și n-a vrut să intre în cabinet. A stat afară, îmbrăcată. Și nici măcar n-a vrut să se uite la mine, pentru că a zis că, dacă știți, Sabina vrăjitoare la 16 ani și a zis că dacă se uită la mine, o să moară. Și n-a vrut să se uite la mine și la un moment dat, până într-un final, a intrat în cabinet și mama i-a zis, hai că dacă ieșim o să-ți cumpăr fixurile care... Așa, și... Am zis asta fără cele similar, da? Da, și zice, pilot, știi? Nu știu, și îmi zice friction. Am! Asta mică, deci și-a dat căciula jos, a dezbrăcat, s-a așezat pe canapea și mi-l dai. Deci a funcționat probabil campania și am reușit eu să convin un copil să intre în cabinet, prin faptul că până la urmă obțin un fix. Da. Eu sunt ambivalentă cu privire la marketingul pentru copii. Adică am un conflict, cred că, datorită profesiei, cu etica. Adică copiii ajung la mine, da? Aduși de părinți. De obicei îi aduși de părinți, unii care spun, repară-l, fă ceva, e stricat. Nu ascultă, nu face, nu merge. Dar, adică, da, și textul este ăsta. Fac tot ceea ce vrea, îi dau, îi cumpăr, avem nu știu unde, așa. Ce îi lipsește copilului? Păi, na, ideea este că îi lipsesc niște lucruri copilului. Mă gândesc că, pentru că mi-am dat seama că nu foarte mulți avem copii aici în țară, dar toți am fost copii și cred că putem, măcar într-o oarecare măsură, să ne dăm seama ce ar putea să le lipsească copiilor care au de toate. Și nu știu asta cum ar putea marketingul sau publicitatea să compenseze. Adică nu știu dacă noi putem să compensăm faptul că părinții nu mai petrec atât de mult timp cu copiii. Și pe de o parte, da, copiii își doresc să fie mai mari decât vârsta lor. Dar de multe ori își doresc asta pentru că adulții sunt atât de ocupați, părinții, da? Sunt atât de ocupați și fac atât de multe lucruri. Și atunci copiii spun, dacă eu o să fiu, când o să fiu mare, o să mă simt capabil și părinții mei o să mă valorizeze și o să pot să petrec timp cu ei de la egal la egal. Pentru că, de fapt, copilul ăsta vrea. El nu vrea să fie mai mare. El vrea să fie tratat de la egal la egal. Da? Adică să simtă că dacă tu vorbești cu el, nu-i vorbești nici sub vârsta lui, nici peste vârsta lui. Adică nu te aștepți ca el să
îți răspundă ca un adolescent când are 3 ani, dar nici să fie un bebeluș când are 15. Nu știu, asta e... Da, pare cam în sens, dar nu este. Adică de multe ori părinții fac tot ceea ce pot. Părinții fac tot ceea ce pot. Dar viața este de așa natură încât este dificil să ajungi să îi oferi copilului ce are el nevoie. Pentru că este o mare diferență între ce are nevoie și ce vrea. Pentru că, adică nu știu dacă întotdeauna este chiar așa o mare diferență, dar există o diferență. Adică nevoi de bază, cred că este un lucru, pe lângă faptul că un copil are nevoie de protecție, are nevoie de să simtă că aparține, în primul rând de familia lui și după aia în exterior, și are nevoie să se simtă unic, dar are nevoie să se simtă capabil și să simtă că el contează și că ceea ce poate el să facă, da? Adică și în publicitate. Nu cred că... Eu mi-amintesc de mine când eram mică și mă identificam cu personajele sau cu ce se întâmpla în desene sau în cine prezenta reclama sau la ce era. Era ideea aia când eu puteam, da, să mă raportez la personajul ăla, să-l aduc în viața mea și să zic, a, super, și eu aș putea să fac asta sau are legătură și cu mine. Nu că este... Da, e foarte frumos. Este un super erou și eu pot să mă joc când am... până în 7-8 ani, când încă între fantezie și realitate nu există o diferență atât de mare, da? Eu pot să mă joc și pot să-mi imaginez că sunt așa și mă joc în spatele, nu știu, blocului cu toți copiii și facem, nu știu, cu pilotul și desenăm și ștergem și... Dar după aia când ajung acasă și spune, nu mai sunt un erou, adică eu cu ce rămân din asta? Adică eu cresc considerând că ce? Care este valoarea mea? Nu știu dacă are sens pentru voi ceea ce spun eu, pentru că mi se pare că, cred că aici este conflictul meu, că publicitatea se oprește la un moment dat la, ok, le oferim copiilor o ciocolată și le spunem ciocolata asta o să te facă fericit, este cea mai bună ciocolată de pe piață. Și după aia, adică, nu știu, mă întreb dacă... Exact, pentru că asta e. După aia vor mai mult și le cer părinților și mai mult. Și părinții zic că nu am timp să petrec cu el, așa că îi mai dau două ciocolate. Deci pot să duc la psiholog, pentru că îl repar. Da, ar fi amuzant, dacă nu ar fi trist, ar fi chiar amuzant, dar nu este. Da, e sub plânsul. Da. Ideea este așa, copiii, cel puțin, eu dimineața lucrez cu un copil care are autism și stau la școală cu el și nu este o școală foarte ieftină, pentru că este o școală privată unde se plătesc foarte mulți bani. Așa că copilul care are 12 ani și este într-o clasă cu copii care au foarte mulți bani, părinți, nu. Dar nu există nicio diferență, adică dacă îi auzi cum vorbesc, adică câți metri pătrați are casa mea din Dubai, și au toate culorile de pilă. Nu au toate culorile, pentru că nu au voie să scrie cu pixul, scriu doar cu creionul, dar au în penal. Știi? Adică copilul cu care stau eu. Însă eu am fost prima dată când am fost cu ei într-o excursie și, cum să spun, am auzit discuțiile dintre ei. Da? Dacă îi întreb cei mai mulți părinți, sunt plecați sau muncesc foarte, foarte mult, atât mamă cât și tată. Muncesc pentru că banii ăștia, ca să da, plătești o școală foarte mare și să întreții un apartament în Dubai, nu vin de pe lună, da? Pentru ei muncești probabil de țară capace. Și copiii simt și ei, adică fac și ei același lucru. Adică ei muncesc foarte mult, da? Să le ceară părinților foarte multe lucruri. Pentru că dacă tu știi că tatăl tău și mama ta, deci, își iau din timpul lor, stau departe de tine ca să facă niște bani, să-ți poată cumpăra niște lucruri, măcar să le ceri. Adică să se simtă că are rost faptul că ei lipsesc atât de mult și, da? Și atunci tu vrei și noua jucărie și cealaltă jucărie și ai trei camere pline cu jucării, care stau reclame foarte frumoase. Dar, acum simt așa, să uită toată lumea la mine și mă întreb, oare. Să zic, din asta drăguță, nu? Ce bine e da. Cu publicitatea. Însă,
Din păcate, nu este asta experiența mea. Adică eu ca și consumator, poate pentru că nu sunt încă mamă și nu am accesul ăsta din interior, să mă doară pe mine sufletul că vrea copilul meu o ciocolată și să zic, hai, nu să zic, nu te uita și așa, o să probabil că o să-i o cumpăr. Sau, Dar văd partea cealaltă, văd partea în care văd efectele cumva. Când copiii vin și îmi spun în cabinet, știu, aș vrea ca mama și tata, copiii vin în cabinet, părinții aduc și pleacă. Îi lasă și vin după o oră. Îl parchează. Nu, așa, și dacă le spui, dar știți, vreau să vorbesc și cu dumneavoastră puțin. Păi, nu s-a întâmplat nimic. Și copilul spune cu cuvintele lui, din funcție de vârstă. Adică spune că mami și tati nu petrece timpul. Pentru că e plecat, pentru că muncește prea mult, pentru că e când vine acasă e nervos, pentru că... Da, și nu știu, cred că dacă mi-ar plăcea mie să cred că se poate face și publicitate foarte etică și așa este, da, le ofer copiilor o publicitate care într-adevăr să îi atingă și pe părinți, în sensul că da, toată lumea vrea nu copiii să fie sănătoși, să aibă tot ceea ce le trebuie, să nu lipsească nimic, să fie totul perfect, să n-aibă nicio grijă în lume. Asta nu se poate, dar se poate să le transmitem copiilor, nu că ei sunt importanți și că valorează și indiferent dacă au sau nu produsul respectiv. Dar că da, e frumos, că nu știu, poate îi stimulează, îi face să gândească și la alte lucruri, adică nu pentru că asta este valoarea lor, ci pentru că e frumos, poți să faci lucruri cu asta. Nu te definește asta. Așa. Văd eu. Nu mai știu ce să vă spun acum. Pentru că am avut, înainte să vin, am avut o ședință cu un copil de 32 de ani, care a ajuns în terapie și spune că viața ei nu merită nimic și că nu are sens și că ea nu se mai bucură de nimic. Și când a spus că nu se bucură de nimic, nu a spus că nu se bucură de viață, a spus... Păi îmi cumpăr aia și nu mă bucur, îmi cumpăr cealaltă și nu mă bucur, mi-am cumpărat o excursie nu știu unde și nu mă bucur. Face foarte mulți bani fata asta. Ea și-a dorit când a fost de mică să facă foarte mulți bani. Și are foarte mulți bani. Pentru că ea asta și-a dorit să facă. Pentru că a zis că dacă o să facă mulți bani, o să-și permită să-și cumpere o mulțime de lucruri și asta o să o facă fericit. Da? Și a venit la 32 de ani să mă întrebe care-i sensul vieții. Că ea din publicitate a crezut că este acela. Și nu numai din publicitate, dar din filme, din mesajele astea, că totul e perfect, totul e bine, totul trebuie să fie perfect, dacă nu înseamnă că nu e nimic. Da. O să mă opresc înainte să nu mai fac sens și la întrebări să răspund mai concret.